Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite Battle Royale, mai băieți și fete. Băi, de ce am început eu așa încă din lobby acest episod? Ei bine, vreau să scrieți în comentarii, uite, pentru vrumujelul ăsta, drăgăleajul ăsta, un nume. Deci pentru acest cuțu trebuie să-i găsim cel mai potrivit nume și comentariul cu cele mai multe like-uri va câștiga, dar scrieți nume cât mai amuzante, cât mai frumoase, cât mai șmechere, ca să nu ne bate în jur de cuțulatii ăsta nostru de la avem noi. Și nu uitați, mai băieți și fete, totodată să apăsați și voi pe butonul de like, aveți la dispoziție 3, 2, 1, 0 secunde, gata, s-au dus secundele, timpul a expirat. Cine a dat like să scrie în comentarii, am dat like și va primi inimioară. Și hai să vedem ce putem face. Uite cum se ține cuțul aici de noi, cum stă el cu lăbuțele alea prinse de rucsac. Avem și umbrela asta și mechere, că am făcut victorii royale, victorii royale, că am făcut un victorii royale în sezonul ăsta. Băi, destul de șmecheră umbrela, nu știu cum și ne meciul ăsta. Cred că am două victorii royale sau trei, nu mai știu exact câte victorii, oh shit, câte victorii royale am în sezonul ăsta nou. Îl pușăm pe ăsta. Bă, dar e nașpa cu pistolul. N-ai aimul foarte bun. Bă, și câinele ăsta, nu sunt sigur, dar din câte am înțeles, latră când sunt player în apropiere. Gen, nu neapărat la 2 metri de tine, dar în apropiere. Și nu știu dacă acest mit, sau nu știu cum putem să-i spunem, este adevărat, dar... Scrieți voi în comentarii cei, nu știu, care vă pricepeți la Fortnite, care vă jucați mai mult sau aveți habar. Ce iteme frumoase văd eu pe acolo. Trebuie să-mi pun repede astea pe aici, că trebuie să ne mișcăm repede. Eu îi trag cu pistolul, mă înțelegeți voi pe mine? Îi trăgeam cu pistolul. Mort? Bă, nu mai le trag câine, că îmi dau și eu seama că toți playerii din lume pe aici. Nu trebuie să-mi hămui tu pe aici, că îmi dau și o seama de circumstanțe. Și uite-i pe ăștia de se bat pe aici. Stai. Nu știu la ce să renunț. Hai că iau ăsta, pana mea. E mult mai important un shotgun. Deși ar fi bună și chestia asta acum. Pe aici pe undeva trebuie să... Mamă, ce m-am speriat, să moară Jaxana, dar nu m-am speriat, era să fac infart. Mă jur, dar nu era să fac mare infart, că nu-l vedeam pe ăsta. Știam că trebuie să fie un player, dar nu-l vedeam și... Hai de capul meu, ce... Era camuflat acolo cu skin-ul default. Doamne, îmi tremură și sufletul după faza asta. Bell, luăm și ăsta. Și hai să luăm ăsta. Altceva mai bun pe aici era? Nu cred. De fapt, hai că nu, jucăm cu două rifle-uri până găsesc și un SMG. Te Doamne ajută acolo. Că momentan am SMG. Și e destul de greu fără SMG. Uite și ăsta ce a făcut aici. Aud bătaie. Mă bag. Potolited. Perfect și hai să luăm ăsta în primul rând. Și acum să vedem la ce SMG, hai că renunț la ăsta. Rămân cu burst-ul, iau SMG-ul. Shotgun-ul l-avem încărcat, sniper-ul l-avem încărcat. Avem tot încărcat. E perfect. Cred că v-ați dat și voi seama că în momentul în care dau de un player, încerc să vorbesc cât mai puțin posibil ca să mă concentrez maxim pe player, ca să... Nu dau greș, pentru că e foarte important să te concentrezi maxim când ai de un player.
Dacă stau să și vorbesc, să mă și concentrez, să trag după el, să și construiesc. Nope, nu o să meargă pentru că nu sunt multitasking. Nu pot să fac 15 lucruri deodată. Și cu ceva mai cred de făcut poți să le faci, dar nu la nivel maxim, adică o să se împartă acea concentrare și pe construit, și pe vorbit, și pe tras și nu o să fie bine. Așa că nu vă supărați dacă 2-3 secunde câteodată nu o să vorbe, mă rog 2-3 secunde, câteva secunde, un minut maxim până se termină PvP-ul. Double barrel. Pe care nu o să luăm momentan. Adică nu, că momentan deloc nu cred că o să luăm pe ăla. Bă, double barrel-ul e bun, sincer. Dacă era legendar, cred că l-aș fi luat. Dă foarte mult damage. La câte rage-uri am dat eu din cauza acelui double barrel, doar eu știu. Opa. La trăcuțul ăsta. O fi player prin apropiere? Am văzut sperietoarea, am crezut că e play. Nice! Aparent nu e foarte bine lootat riskiul ăsta. Și eu cu care am zis, gata, s-a terminat. Opa. Cred că pentru ăla lătracuțul. M-am blocat în leagăn. Doamne ferește. Mai dă-mi un big. O, mă, nu mai lătra. Că mă sperie. Chiar mă sperie când lătră ăsta așa. Aia cred deja mă enervează asta. Mamă ce mă enervează, singur mă blochez eu. Salut! Bă, nu mai lătra că mă sperii! Deci când latră asta, intru, mă panichez că așa, v-am spus, știu teoria aia că sunt playere în apropiere. Uite, acum chiar au fost playere în apropiere când a început ăsta micul să latre. Și nu știu la ce să mă aștept și mi-am deschis 7 inventare deodată. Bă, cred că o să țin două biguri. Cred că e ceva mai bune două biguri decât vreo 2-3 miniuri. Da, deci două biguri, echivalentul pentru două biguri ar fi 4 miniuri. Doar că bigul poți să-l bagi și când ai peste jumate de... Adică n-ai 150 HP în total, m-ați înțeles la ce am vrut să mă refer. Păi și bine că am luat și material de la asta, nu știu cât am luat, dar cred că am luat vreo 2-300. N-am fost foarte atent, dar 2-300 cred că am luat. Să verificăm să avem armele încărcate. Toate sunt încărcate și deja ne putem pregăti de următorul fight pe care o să îl avem. Băi, cred că v-ați prins, adică nu cred că v-ați prins, n-am postat foarte multe episoade de Fortnite, dar nu o să mă chinui să filmez episoade în care fac doar win-uri, pentru că mi-ar lua o veșnicie, adică nu am eu foarte mult, am de-abia 91 de win-uri sau 92 de win-uri în Fortnite. Deci nu fac eu foarte rapid win-uri. Ca să-mi permită luxul ăsta să pun episoade în care îmi fac doar win. Am un win rate aproape de 10%, deci cam aproximativ odată la un match, odată la 10 meciuri câștig. Așa că să nu aveți așteptări ca fiecare meci să fie victorii royale, să fie câștigat. Pentru că na, dai de o grămadă player foarte buni în primul rând, adică nu e un echilibru făcut gen, să dai de player de... să fie un fel de sistem de matchmaking în funcție de level. Dea cu player nu. Eu acum pot să dau de un player care are level 100 și eu am level 20. Deci cam e cam nasol puțin. Dar văd că au fost multe persoane prin zona asta. Extrem de multe persoane. Parcă văd că mi-au mare trap undeva pe aici, că dau alt F4. Dacă mi-au trap de pe undeva pe aici, plâng. Bă, am făcut și eu primul stage de la skinul ăsta. Chiar îmi place, nu știu, mie chiar îmi place skin-ul ăsta și îmi place foarte mult cum arată la stage-ul final chiar. Și lupul, nu știu, Battle Pass-ul ăsta din punctul meu de vedere este un Battle Pass super fine care are super skin-uri. Gen, skin-urile sunt super interesante. Dansurile nu sunt cele mai wow, dar skin-urile chiar sunt super faine.
Adică zic eu că cel care o să se apuce de Fortnite sezonul următor și o să vadă skin-urile care au fost în Battle Pass-ul ăsta, o să-i pare rău că nu juca și el. Uite și un player aici. E un Bright Bomber sau? Mamă, am rugat. Și nu-l mai văd acum. Nu prea îmi plac mie zonele astea de fight aia, cum e asta gen. Pentru că stau ascunși. A deviat un glonț, cred. Mamă. Ce mi-a dat. Cât damage mi-am luat aiurea. Bag două build-uri, de nu mai bag mini-uri și build-uri și de-astea. De rare două build-uri și let's go. Asta era, voia să facă Allahu Akbar pe aici. A vrut să facă Allahu Akbar asta. Bă, momentan o să țin astea. O să stau pe aici prin zonă momentan. Mamă, să-mi încarc, cred să că nu prea mai am glanțe pe el. Ups. Așa. Mai suntem 8 playeri. Zona nu e chiar foarte mică. Pot veni de oriunde. Dar nu m-am uitat dacă era vreun bandaj ceva pe aici. Adică în momentul ăsta un bandaj ar fi mai mult decât trebuie. 15 HP în plus, e zeitate. Deci 15 HP în plus ar fi... Pai de capul meu. Hot player. L-am potolit pe ăsta. Uite și mi-a adus și un bandaj. Firster cât aveam eu nevoie. Câte miniuri? Mamă, mai sunt două miniuri aici. Mamă, și trebuie să și plec. Eu am pus... L-am potolit și pe ăsta. Avea și met. Stai să mă dau mai așa. Avea și met, ceea ce e perfect. Bă, ăsta e un match bun, dar eu de obicei când am un match de ăsta cu multe kill-uri, nu prea îl câștig. Mă rog, sunt și puțin pesimist acum, dar cam ăsta e adevărul. Bă, măcar am avut un meci bun. Chiar a fost gameplay-ul de calitate. Gameplay-ul ăsta chiar a fost bun. Nu știu, cel puțin asta consider. Gameplay-ul a fost bun. Unii o să zice, stai, da, de jucător slab, nu știu ce, dar... Deci eu nu sunt cel mai bun player. Cam ca de 1.74, ceva genul ăsta și... 91 de win-uri. Jur de la sfârșitul sezonului 4, cam așa ceva. Deci, nu sunt cel mai bun player absolut deloc. Și nici nu mă consider un player bun. Mă consider mediocru, cam pe acolo. Am 2 launch pe Turchia, uite un player în față. Nu știu de ce, dar am presimțirea că ăsta o să mă bată. Și nu e bine să ai o presimțire de acest gen, că o să joc cu teamă acum. Bă, o să, sincer, joc cu teamă în momentul ăsta. Mai e un player acolo.
Nu știu exact cum să joc. Deci unul e acolo, unul e aici. Poate mă duc prin spatele lui. Mă sparge-te. Îmi fac și o bază aici, pana mea, cu metal. Uitați ce prostie am făcut. E foarte low. Salut! A încercat să fugă pe aici. Hai să-mi dau și eu ăsta. Meptitul pentru 12 FP chiar contează. Și momentul ăsta nu știu dacă să rămân cu RPG-ul sau să iau miniurile. Asta e un moment decisiv pe care, în care nu știu cum să reacționez. Știi ce? O să rămân cu RPG-ul. Nu vrea să iau, nu vrea să-mi ia RPG-ul, așa. Asta am... Stai să-mi încar full. Mi-au și scar. Mai suntem 4 playeri. La 3 să moară, mă, normal. O să-l campez pe ăla. Dar trebuie să-l mai văd ca să-l campez. Aia e ăla sus acolo. I-am mai prins un hit. Uite pe amândoi aici. O să-i vină în spate la alt. Eu sunt amândoi în același loc și nu se văd. Tremură mâna. Îmi tremură mâna. Am rămas doar eu contra un default. Care e default la propriu. Deci știu cum îmi tremură mâna, asta e meciul vieții mele. Nu mi-a tremurat în viața mea mâna cum îmi tremură la meciul ăsta. Deci nu mi-a tremurat în viața mea mâna. Cum îmi tremură în meciul ăsta, mă jur. Și mai e nou skin-ul ăla care oriunde poate fi. Ia stai să mai urc eu încă un meter, să nu-mi sară la prin cap pe unde, de undeva.
Pe tipul ăla o să-l cam bată zona dacă nu se grăbește să vină. De mama măsii o fi. Sta după munte. Doamne. Cred că stă... De fapt, n-are cum să mai stea după muntele ăla. Salut. Și victorii royale! 11 kill-uri, mamă, trebuia să iau kill și pe ăsta ultimul. Băi, băi și fete, ăsta chiar a fost un gameplay extrem de bun, deci am făcut victorii royale, 11 kill-uri. Nu uitați să scrieți și numele pentru cuțulache în descriere. Iar noi ne auzim data viitoare. V-am salutat. Ciao, les!